Astăzi a avut loc prima licitație pentru elementele ce vor proveni din demolarea stadionului municipal. Niciun cumpărător nu s-a prezentat la licitație, astfel că aceasta va fi reluată și joia viitoare. Astăzi, la ora 14, a avut loc licitația publică pentru vânzarea echipamentelor aferente stadionului municipal din Târgu Jiu. Din păcate, nu s-a prezentat nimeni și ca atare licitația va fi reluată în fiecare zi de joi a lunii. Valoarea estimată a elementelor stadionului se ridică la suma de aproximativ 2.700.000 de lei. Municipalitatea a anunțat însă că elementele care nu se vor vinde la licitațiile din această lună vor fi depozitate în scopul vânzării ulterioare.